Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș organizează pe 16 octombrie de la ora 12 o întâlnire cu toți contribuabilii din județ. În cadrul întâlnirii vor fi abordate teme privind modificările legislative intervenite în ultima perioadă, cum ar fi prezentarea unor aspecte cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, modificări introduse prin ordonanța de urgență numărul 88/2013. Un alt punct supus dezbaterii ar fi și aplicarea cotei de TVA de 9% pentru livrarea de pâine, specialității de panificație, făină și anumite categorii de grâu, conform modificărilor aduse prin ordonanța de urgență numărul 16/2013. Vor fi dezbătute și aspecte cu privire la procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice. Vor fi puse de asemenea în discuție și alte aspecte de interes pentru contribuabili. Așadar, acțiunea se va derula miercuri 16 octombrie la ora 12. Întâlnirea va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, Mezanin 1, în sala de ședințe.